La începutul lunii mai, Mircea Lucescu a fost operat de coxartroză. Jurnaliștii ucraineni au anunțat că tehnicianul nu va mai antrena la Dinamo Kiev și foarte probabil se va retrage la vară. Dar Mircea Lucescu, în vârstă de 78 de ani, refuză deocamdată ideea de a trăi fără fotbal. După intervenția chirurgicală, a antrenat-o pe Dinamo Kiev chiar și de la distanță, din spital, vorbind cu interimarul Oleksandr Shovkovski și cu jucătorii la telefon. S-a spus că el ar fi ales primul 11 la meciurile în care nu a mai fost pe banca de rezerve. Mircea Lucescu mai are contract cu gruparea din Kiev până pe 30 iunie 2024, însă se așteaptă ca el să părăsească Ucraina, dar nu și fotbalul. Este posibil ca acesta să continue. Ar avea o ofertă importantă de la o mare forță a Turciei, Fenerbahçe. Proprietarul galben-albaștrilor, Ali Koç, a insistat să îl numească pe el antrenor și în vara anului 2022, dar Mircea Lucescu a spus nu, alegând să rămână la Dinamo Kiev. Toți antrenorii străini au plecat din Ucraina, eu n-am putut să trădez, așa îl consideram un act de trădare, a afirmat Mircea Lucescu pentru gsp.ro. Ali Koç l-a numit atunci antrenor principal pe portughezul Jorge Jesus. Totuși, nu îl va mai avea pe Lusitan și în sezonul următor pe banca tehnică. Potrivit cotidianului turc Vatan, patronul grupării din Istanbul se întoarce spre Mircea Lucescu și încearcă să îl convingă să accepte oferta lui Fenerbahçe, o variantă care ar fi pe placul lui Volkan Demirel, care ar urma să devină director sportiv la Fenerbahçe. Dacă s-ar realiza acest plan, Mircea Lucescu și-ar trece în CV toate cele trei mari echipe din Turcia: Galatasaray, pe care a antrenat-o în perioada 2000-2002, Beşiktaş Istanbul în 2002-2004 și Fenerbahçe. A fost și selecționerul naționalei Semilunii între 2017 și 2019.